se plâng pe greutăți și bătrânețe. Nu-i prea bună bătrâneța și nu văd eu bună. Nu e lungă de la lună până la altă lună. Pentru că eu... medicamentele stare scumpe care le primesc. Eu fără acelea nu pot. Cum e să achiți facturile, să-ți cumperi medicamente și de mâncare din câteva mii de lei, află de la soții Ciugureanu, doar la o viață din pensie. Bine v-am găsit la O viață din pensie, un proiect în care vă arătăm adevărata viața pensionarilor din Republica Moldova. Astăzi am ajuns în raionul Florești, la soții Feodora și Mihail Ciugureanu, care ne vor povesti cum e să trăiești doar din pensie. Doamna Feodora, ce vârstă aveți dumneavoastră? 86 de ani. Mulți înainte și tot sănătoși. Dumnezeu și dumneavoastră la fel. Unde v-ați născut dumneavoastră? Eu în satul Roșietici Noi m-am născut. Alături de satele. Și cum ați ajuns la Roșieticii Vechi? Noi departe, am ajuns repede, da. Dragostea v-a adus? Da. M-a adus. Dar pe perioada vieții, până la pensie, ce ați muncit dumneavoastră? Până la pensie am lucrat la punctul medical din sat. Și am lucrat 25-27 de ani. Ce ați muncit acolo? Acolo am lucrat ca fermieră. Și da, de tare și ne-a plăcut mie medicina. Eu acolo așa am venit doctorul, venit de la Florești, venit. Apoi eu băgam în cap tăt și ascultam cum și ce spune și acolo aia, aici, dacă așa e așa. Eu făceam injecție în vână de mult. Ați avut o muncă grea? Ei, tare grea, că era greu atunci de lucrat, că nu era... E ca într-o sobă de... Asta ea de chiatră, un met punct vai de dâns fără căldură, luam lemne de acasă și când nu avem și ne încălzi o leacă. Nu era lunină de asta, ia șprițurile se prelucrau, le șerbem pe o plită de azi de lunină. Păi șerbem toate și le spălam, din urmă îngheța cu apă răși și de acolo m-am calișit. Și am pensat la Ghindești, aducem că și acolo era treabă. Și apoi la Florești, du-te și adă și ploua, ninge, frig, pensa, du-și du-n napravlenie, cheamă pe șel, aduc o chihie. Vreau să vă întreb, dar ce salariu primeați pe atunci dumneavoastră când lucrați? 60 de ruble. Era mult, era puțin? Ei, nici mult, nici puțin, fiindcă era ieftin tătul, că era tocul de sărnici, 16 capici era o pâine și este lante mai în scurt, ei mei ajunge și așa ia. Dar ce făceați cu salariul dumneavoastră? Pe ce îl cheltuiați? Și-l cheltuiem, ia că am învățat și copiii să învăța ia că și trebuiem să-i dină cu Gale, o lucrat, o învățat amândouă la Soroca, la școală muzicală și acolo și apoi să o trimis la lucru și apoi nu le-a plăcut așa, și s-a dus din
s-a schimbat profesia, Galea alții și... Da, ea cat așa i-am năcăjit, i-am crescut, pitez cum am putut și i-am ajutat cu ce am putut. Cum era vreme, atunci era altă vreme, mai altă vreme, dar ce și în viață, e viață. Adică aproape tot salariul dumneavoastră investeați în copii, în educația copiilor. Dacă avem 4 copii, trebuie să... Eu m-am socotit că sunt mamă, nu sunt ca alții. Dar e de măritate, am crescut, am... Așa ea zboară, aia ric de mă zburat, că atât de treabă, nu. Eu nu am fost așa. Câte fete și câți băieți aveți? 2 fete și 2 băieți. Să fii sănătoși. Da, Doamne. Mă rog lui Dumnezeu Sfântul măcar ei să aibă sănătate. Câți din ei locuiesc cu dumneavoastră? Din Așcutole să-i. Slavic de mă știți unde, dar Galea e pe a doua, cum a venit de pe acolo, ea rândul și ăla aproape. Ceilalți 2 copii cât de des vin la dumneavoastră? Care și la 2? Slavic și cu... Slavic de... De câte ori pe zi e aici, poți spui că și trebuie mamă. Hai, iese, mamă, aici. Da, și ea vin mai răruț. Doamna Feodora, copiii vă aduc fericire? Cum să zic? Ne aduc fericire, că sunt, da. Fericire, doamnilor, doamnilor. La loc ce este dat pentru noi. De ce v-am întrebat? Pentru că cea mai mare bucurie pentru o mamă este să-și vadă copiii fericiți. De asta v-am întrebat. Păi asta e. Iată, Slavic, tare, uite, alea, nu tot ce le fac. Dar ceilalți copii vă aduc fericire? Ei, cum? Sunt bucuroasă că îi lasă-i, că vin ei, nu vin la mine și îi lasă-i să trăiască. Treaba lor să trăiască, e chine, că eu la dânsă nu ajung. Dar trebuie să socotesc, pentru tăți e o mamă, e o tătică. Și a făcut șahile gospodării în casă, în casă. Și de mântoale, nu a vrut să ducă alt sat să trăiască. E mai scurt probleme acolo. Din ademul, dacă ar fi fost ea măcar să am bucurie de la dânsa, dar așa e cam scârghit de dânsa, că nu a putut să trăiască, că a avut tot o bietă și un rău și ies să pierde viața lângă mine. Pentru că dumneavoastră sunteți mama ei. Nu poate să vă lase acum la bătrâniță. Da, dar eu trebuie să fac viața ei. Eu tot una bătrână las. Nu o lasă sufletul ca să facă asta. Și inima. Da, nepoței, aveți, doamna Feodora, câți? Voi fi înșeas câți la Slavic, 3, lui Dianca așa, la 5. Da, nepoței, cât de des vin la bunica? Aici tot sunt în ziua, dar și ea rar tare. Dacă vin odată, anul și niciodată. I-am uvit tare, tați-o vine mai des dacă o chisie. Mult de greit. Odată ce vorbim de copii, de nepoți, vreau să vă întreb dacă copiii, nepoți vă ajută. Odată ce pensia e mică și nu vă ajunge. Ei, o parte spun că lasă-l bat cap. Că primesc pensie. Pensie. Și ți ajunge pensie în ziua de azi. Ce faci cu pensiile? Iar vreau, v-am spus că e ca și eu. Că 63 de ani trebuie un remont, un capital, trebuie o ușă să răscherte, trebuie. Dacă nu... Și nu vă ajută copiii? Sau vă ajută nepoții? Și să mă ajute. Și să mă ajute Slavic, care și ea au, dar n-au.
nevoicos, că l-ați bat cap, l-ați bat cap cineva, vățenii. Mare noroc aveți de fiica care locuiești cu dumneavoastră, doamna Dina. Păi numai că noroc de deasă. Dar n-aș fi vrut eu norocul ăsta și că e trebuie să aibă viața ei de Dianca, mă mai bucur că am crescut-o pe ceea și să-ți mâcșturi ca vei greri de mine, ori să-ți noaptea bună, ori că strâng, unde ești Dianca? Mă scol să stai, îi spun Dianca, Dianca ta, tu mă știi că ai avut grijă, dar e, avea grijă de noi pe tăți, i-am crescut să și ei i-am crescut să și el e tot, eu i-am crescut pe tăți. Tăți i-am crescut și tăți i-am ajutat. Dar când ultima dată i-ați văzut pe toți copiii acasă, lângă dumneavoastră, pe toți nepoții, în jurul mies, așa, la o sărbătoare? Ei, vin ei, dar nu tăți. S-am spus afară de aici, te vin tăzi, da, și... E ca așa azi chiar chemat, școli mă-i chem să... Veniți, că zic ea, că la noi, mă-i spun, dacă vă trebuie ceva, mă, că ea, că zic... Dar zic, veniți, că ea, că așa, așa... Ei, dacă e acolo, dacă ce e, dacă nu știu, avem când, că nu știu ce... Păi, dar un moment de ăsta trebuie să... Ai o leacă de soveste, că... Dar obraz nu-i. N-ai ce face urmă. Doamna Fiodora, cât e de grea bătrâneța și perioada asta de la pensie? E foarte grea, eu n-am cuvinte să spun cât e de greu. Ce să fac? Iată, eu cu cine să te sfădești? E cei care au milioane și bogății și știe el că eu sufăr, ori nu e că vine iarna și n-am cu ce face foc, ori n-am ce mânca. La dânsă să te cestuiți și copiilor și... Ne pot spi toată viața, dar noi așa suntem cum suntem și să facem. De ce v-am întrebat de bătrâneță, de pensii? Pentru că știu că mulți când sunt tineri nu se mai gândesc la pensii, la bătrâneță. Dumneavoastră, vă gândeați atunci când erați tânăr la bătrâneță? Nu mă gândeam cât cam să ajung că să fiu așa bătrână și să nu pot, să nu fac, nu că eu... Tot ce am făcut aici, tot am făcut cu mâinile mele și am uns, nu. Nu mai aveai timp să te gândești la bătrâneță? Nu avem când. Nici mă hodini, nici noaptea lucram și calcam și văruiem când cum, încă când era în colhoz atunci, ei când am născut copiii ăștia, muiau de cred două luni de zile, 7-3 ani de zile, îi cresc pe copiii ăștia, le plăștesc statul, dar ei nu mi-au dat nimic o capică și am lucrat, nu a zis nimic, că așa să te hodinesc, până am născut și pe Dina, până am născut și așa, ca în ziua care am născut pe gemeni, în parte, în comnotă, așa cu mama mea am boldit podul, aici era gata, am gătit o comnotă să ne mutăm, că ne era greu de la mamă. Și dimineața m-am dus la rodom, încă Mișa s-a dus, că eram de la mama, Mișa s-a dus la cântat la unul mahal aici, ea după voi orchestru și salul era. Niciodată nu ați avut gând că o să ajung și eu la pensie și o să fii la pensie, dar ori o să fii bine? Nu vă era frică că totuși o să ajungeți și dumneavoastră? Da, păi și nu vedeam eu la părinții niștri, eu și la alții, zic ea că atât zic că... Cum am, dacă cât e de greu, zic, când am o haică, ești tânăr și încoași și încolo și toate le faci, toate le dovedești, dar de-am zic, când... Dar să vede că pe ani și treci tot, nu ieși, ieși. Anii își luau a lor. Și am ajuns și în starea asta, măcar să și numai de bătrânețele iese, că el de-am toată lumea, cum așa e dat și bătrân să fie, da. Să nu s-a întâmplat, măcar să pot, cât le aveam. Dar lăsați că sunteți încă în putere, la 86 de ani arătați bine, doamna Fiodora. Ei? Mulțumiți-i Domnului. Apoi și... eu mulțumesc Domnului, eu zic că nici nu știu, mă rog, Doamne, datorită ței, Doamne, că mă rog lui Dumnezeu, că zic că aș vrea, zic să îl rog, să fiu lângă copchii, să-i ajut, să-i... Îi pun la cale, dar asta nu-i cum vrei, cine s-a născut trebuie să moară, da. Așa-i. Tot omul este muritor.
Da. Ce pensie aveți dumneavoastră? 2300. Păi mult, e puțin pentru dumneavoastră. E tare puțin el. Dar cum vă simțiți dumneavoastră? Ați muncit o viață. Ați ajuns acum și trăiți cu 2300 de lei pe lună. Cum? Zic eu că am muncit toată viața și zic, uite cu ce am ajuns. Dar pe ce dată primiți pensia dumneavoastră? Pe 15. Pe 15. De luna trecută mai aveți bani din pensii până acum sau nu? Nu, n-am că am avut nevoie și am plătit eu acolo. Din atunci că lumină, apa, din pensie mie, da. Gaz am luat că am trăit aici 700 de lei un balon de ăsta de gaz. Și s-a dus pensia dumneavoastră? S-a dus, am. Și cum vă descurcați până vine pensia următoare? Apoi mai e de la moșneac și el îmi face cu pensie mie. Mihail, vreau să vă întreb, ce vârstă aveți dumneavoastră? Sunt născut din 1935. Aveți? 88, merge pe 88 aici. Mulți înainte, sunteți încă puteri. Parcă așa, nu chiar, dar deamul. Dar vă mai țineți? Mă mai țin. Unde v-ați născut dumneavoastră? Aici, în sat. Roșietici vechi. Roșietici vechi. Adică încolo de vale am trăit, dar am sat s-a ridicat în deal. Și toată viața ați locuit aici? Toată viața. Numai armata. Unde ați făcut armata? În Belorusia, Brestă Oblast. Am făcut. Câți ani? 2 ani și jumătate. Domnul Mihail, vreau să vă întreb, ce ați muncit la viața dumneavoastră? Peste tot loc am muncit. Am fost și chiatrar, pot zidia, că pot ia cu perea, este numai casa am înăinit, că eram tânăr atunci, dar asta eu singur am clădit saraj, bieșul, tăt și pișe, eu singur cu mâinile mele am făcut. Și chiar am scos-o și tăt. Și armată tot, nu i-a fost chiar rău, am învățat de plotnic întâi, și pe urmă eu, de fapt, muzicant eram. Nu era locuri, mulți văd, și după câteva luni, s-a eliberat un loc și m-a chemat în muzvod. De-a muzvod am fost până toamnă, până am venit acasă. Dar până la pensii ce ați muncit dumneavoastră? Până la pensii, dacă am lucrat în Stroitelii Brigada, am fost mulți ani. Și pe urmă de-am trecut la curățat livada, la noi livada bună. Și am fost livadar până am ieșit la pensii. Pe deal. Pe deal, da. Când trebuie vremea, obor și... Ne cheama la clădit pailor cu chiucuri, nu știu eu cum să clădesc ele, dar noi care știu că eu pot zădi, pot, hai, la clădit pailor acolo, la pensă. Și dăm pe o căldură de 30 de grade și cum era orșul, 28 și cum, am urcat, numai atunci nu era chiar așa tare. În paie, în sus, acolo, cu scârtele, așa, în scârte de paie. Și ce salariu primeați pe atunci când munceați dumneavoastră? Salariul era puțin, dacă ajungem la 50 de ruble. Și ce făceați cu 50 de ruble? Și cheltuiați banii dumneavoastră? Un leu, dacă câștigam mai mult de 50, de-am nu-i plătea, că avem 4 copii. De-am nu-i plătea pe copii, un fel de compensație, dar... Dacă un leu pășe pe 50, nu-i plătea pe copii. Și era așa atunci. Dar ce să fac? Atâta noroc că era degeaba, cu 5 ruble, puteai să te duci la bazar. Adică banul avea valoare atunci. Avea valoare peste măsură. Dar până la Chișinău era o rublă și 20 de capiși. Până la
Căprești sau la Florești, 20 de capiși. Plăte, 20 de capiși. Și ce făceați dumneavoastră cu salariul pe care îl primeați? Cu banii? Salarii, ce-i cheltuiați? La salariu și... A, uite. Ba una, ba alta, cumpăram tot pentru copii. Tăți, trici, tăți, la mine doi de gemene. Au fost fatră băieți. Și din aia, că ei mai mare, ei prima fata. Și a doilea, doi de gemene. Și erau tăți tot una. Și vă ajungea banii? Ne ajungeam de-a unde. Soția primea o leacă și eu o leacă și apoi mai cântam acolo la vonuntă, la vonjoc, nu știi. Ați fost instrumentist? Da, pe cum? La ce ați... Trompetă, deodată la primul tenor și armata am cântat la băinii bas, pe urmă m-a trecut la trup mitic, nu trebuie. Eu era dragă aia și mă pricepem bine tare. A fost frumoasă tinerețea? Nu zic că a fost rău, bun a fost tinerețea. Dar cât de des vă gândeați la bătrâneță în tinerețe? E, sigur că mă gândeam ca să ajung la bătrâneță. Mama mea era bătrână, tata murise în eu. Domn Mihail, dar mulți oameni așteaptă bătrâneța, așteaptă pensia că să stea acasă, să nu muncească. Este așa sau nu? Că să le fie mai ușor. E așa sau nu? E, dumneavoastră acum sunteți la pensie. Nu e adevărat. Eu asta e cum să aștept eu atunci. Și să aștept eu să nu lucrez, să aștept pensie. Stau acasă. Eu mai gine la lucru, eu. Pe deal, eu ia că dacă mă aduc amuz bătrân, când mă aduc pe deal, eu mai gine masă mult mai bine decât acasă. Da. E vesel, te uiți ia ca câmpia, unde am crescut din mitel, am îmblat în coloș, în coașe. Da, așa că șezi chiar să nu faci nică pe asta e. Și Dumnezeu spune că nu trebuie să șezi. Dacă n-ai de lucru, descoasă cămeșa și scoasă a doilea. Dar să nu șezi, degeaba. Dar deam, dacă ai ajuns în ani și deam nu poți, e, din nevoie șezi. Deam. Dar dumneavoastră, ce bătrâneță aveți acum? Cum vedeți bătrâneța pe care o aveți dumneavoastră? Anii ăștia de la bătrâneți, de la pensie. Ei, cum să o văd? Nu-i prea bună bătrâneța. Nu o văd eu bună. Adică că nu poți. Da. Ba te dor chișoarele, ca mult nu poți să dea în chișoare. Și nici așa nu poți să dea jos mult. Așa, îmblă o leacă, dar trebuie să mai șed o leacă. Mai pun șed, iar trebuie să mai îmblă o leacă. Adică puterele nu sunt aceleași care au fost? Nu, deloc. Dar ce probleme de sănătate mai aveți dumneavoastră? Păi, am fost operat de 3 ori. La ce? Cu grijă. Am fost operat. Dar acum cum vă simțiți, domnul Mihail? Așa, organismul parcă mă simțesc nu rău, ghine. Domnul Mihail, vreau să vă întreb, ce pensie aveți dumneavoastră? 2750. Păi mult, ai puțin? E puțin, dar ce să facem, dacă alta nu-i. După cum câți ani am lucrat, am avut la robot cât buni. Prin că am lucrat, că prindem bine bani. Că somnam, când eram la levadă, prindem bani buni. Sau la ogorod, când tot lucram cu una alta la grădină, legumă redisă, tot prindem bani buni. Nu i s-au pus anități. Nu-i pun tăți. Și ce faceți cu pensia dumneavoastră? N-ajunge de la pensie la pensie. Ia că te, când ai fi, cum spune că dașă soția e nică în bolnavă și cum prindem pe leacuri o grămadă bani să duc. Sau dacă trebuie uneva să duci acolo la bălță, sute, 500 până la bălță, da. Și apoi lunina și apa, telefonul, să duci și aproape rămâne, dacă rămâne vreo 1000 de lei. Din pensia unuia? Da. Și să faci, de-am coșelile. La magazin, dacă te duci, dăm sos cu închitat. Domnul Mihail, văd la dumneavoastră în ogradă că e curat, e îngrijit, mai țineți niște păsări. Cine are grijă? Dumneavoastră mai aveți puteri? Eu nu prea, e câteodată și eu, dar mai tare am fata aia, e. Și apoi noi mai ducem și noi și mei, așa, unii mai grămădești, e, tașca, dar ei. Dar dumneavoastră ce muncă mai puteți face așa prin ogradă? La prășit puteți? Pot prășânc. Ia ca niște lemne mai tai. Vreau să vă întreb, probabil că ați început să faceți focul în casă, în da, sobă. Da. Cu ce faceți focul? Cu lemne. Și aveți
lemne pentru toată iarna? Ei, ne gândim că cam da. O să faceți focul mai puțin? Să faceți economii sau nu? Ei, când e mai cald, fac mai puțin. Când e mai fric, fac mai mult. Sunteți un pensionar fericit aici, în Republica Moldova, sau nu? Da, cum, fericit că-s pensionar, că au grijă de noi, de aici, mai bătrâni câteodată. Dar când n-ar scunchea așa tare, dar așa dar mă scunchează că nu știu cum. Dar ce pensie v-ați dori dumneavoastră ca să vă ajungă să acoperiți toate cheltuielile și să nu stați cu grija zălii de mâini? Și pensie la om, gustul e mare, dragă, dar nu ieșești. Că faci ca așa la cât de mult n-ar fi, cât tot mai vrei. Dar uneva, la vreo 6.000, dacă ar și apoi, tot ar fi bun. Nu e ajunge de la lună până la altă lună. Pentru că eu... medicamentele stare scumpe care le primesc. Eu fără zile nu pot. Domn Fiodora, dar cât din pensia dumneavoastră se duce pe lună pentru mâncare? Ei, să zicem că aproape un ei. Dar când ultima dată ați mâncat pește? Ei, mă tinc, anul ăsta n-am mâncat, de an. De an am mâncat, mă tinc. Tare e greu. Foarte greu, dar ce să faci? Cu cine e să mă bat? Vreau să vă întreb, de câți ani sunteți cu soțul împreună? Să zic 63-64 de acum. În semn de recunoștință din partea Jurnal TV și din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, venim cu un suport financiar pentru dumneavoastră de 5.000 de lei. Mulțumim frumos! Asta e. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el alt îți duce în partea și el alt. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cumoriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă,
în fiecare duminică de la ora 20 la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși la uliță, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крепей класса, да не можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. La O viață din pensie îi veți cunoaște pe soții Ciugureanu din raionul Florești. Ajunși la cei peste 80 de ani, se plâng pe greutăți și bătrânețe. Am lucrat ca fermieră. Dar eu trebuie să facă viața ei. Eu tot una e bătrână la asta. Nu-i prea bună bătrâneța și nu văd eu bună. Adică că nu poți. Cu cine să-ți sfădești? E așa care au milioane și bogății și știe el că eu sufăr, ori nu e că vine iarna și n-am cu ce face foc, ori n-am ce mânca. La dânsă să pecesuiți și copiilor și nepoți și toată viața, da? Dar noi așa suntem cum suntem. De luna trecută mai aveți bani din pensii până acum sau nu? Nu, n-am. N-ajunge de la pensie la pensie. Domn Fiodor, acum ne aflăm la dumneavoastră în Bieci. Văd că v-ați pregătit bine pentru iarnă. Da, am pregătit de toate cele
de toate felurile de salată, salată și compot și murături și de toate felurile. De ce ați făcut atâtea? Știți de ce? Și noi suntem mai mulți și apoi vin nepoți, la mine vin copchii și eu m-am stăruit toată viața că să am și prin ei și apoi acasă să le dau. Și acolo e ca și o bocică este cu de asta, tușonc, de carne, tai păsări, tai poartă. Varză murată ați făcut aici? Da, este, deși e murată, este hecuită, este pătlăjică. Domn Feodoraș, dacă aveți astea în beji, iarna este mai ușoară? Da, e mai ușor de atât, că eu nu pot să mă duc la magazin să cumpăr toate iese ea. Și în primul rând trebuie să ai bani. Dar banii ăștia noștri cu pensia asta nu prea ne ajunge nouă de toate cele de-am. Trebuie să ne mai bătem cap, cum îți bați capul așa. Așa trăiește, așa e. Dar de unde vă cumpărați produse? De la magazin sau de la piață? Ei, și de la piață, și de aici, dacă ceva așa mai trebuiește de amudina ne de ajut cu toate cele. Fica dumneavoastră? Da, da. Ea merge la magazin sau soțul? Ea. Ia și la magazin, ia și la florești, ia și mâncare, ia și curățenie, ia și... Tăiat noroc de dânsă, dacă nu era e. Și când merge ea la piață, la magazin, îi dați bani din pensia dumneavoastră ca să vă cumpere de mâncare, da? Da. Ei, și e cum? Pune dacă și de la dânsă, dar nu-mi place că eu zic seama, neu, tu las, că și așa ești chinuit, obosit. Și când se duce la piață, la magazin, cât îi dați? Cât îi puneți în buzunar ca să vă cumpere produse? Deși este nevoie de un zahar, ori de un cartof, ori de una de alta și ele necesare, îi dau 500, 600 și cumpări. Credeți că am un tată scump. Și parcă nică n-ai luat, dar te uiți în sumcă, dar banii să cheltui. Acum s-au mai scumpit tot, să sâmpte la buzunar. Nu e ajunge de la lună până la altă lună. Pentru că eu... medicamentele stare scumpe care le primesc. Dar eu fără acelea nu pot. Doamna Feodora, dar ce cumpărați cel mai des? De la piață, de la magazin? Ce cumpărăm? Și vă permite pensia? Că acum și hrișca, grecica e 51 de lei. E, păi este eu, că eu mai mult cu cașurile astea, eu nu prea cu mâncăruri de carne, de așa, carne dacă așa, cotlete poate din afaceri și de pasăre, de... Da, așa mai multe, ca și de tot felul. Orez, grecică, mancă și mai ești de mă și trebuie și... Domn Feodora, dar cât din pensia dumneavoastră se duci pe lună pentru mâncare? Ei, să zicem că aproape 1000. Că-i totul scump? Totul scump, da. Și uneori aș vrea și mai așa, dar din las că vezi că mai trebuie și așa și așa. Și tot sus cu închidă de mă. Măcar luăm așa care mai necesar până și mai primim iar. Doamne Feodora, dar dumneavoastră, când ultima dată ați fost la magazin sau la piață? De mult. Că nu pot. Thank you.
Ce faceți, doamna Feodora? E care de cartofi. Dar ce vreți să faci cu cartofi? Ei, fac o supă sau o piurie și ne gustul. Dar mai des faceți dumneavoastră mâncare sau fica? Nu, e mai des face, eu așa. Și așa, mai când sunt mai ocupat sau când e dus undeva. E, putem, eu, în cetișor, aici mă învârtesc, fac tot ce trebuie, da. Dar pe loc le spun, aduceți aici la dinainte tot ce trebuie și și-a puteți mânca, dacă nu apă, făceți și mâncat, dacă vreți. Și-a putem aduc tot ce trebuie și eu fac tot aici. Dar mâncarea pe care vă doriți dumneavoastră, cât de des vă faceți? De exemplu, astăzi vreau niște cartofi cu cărniță, dar dacă nu am carne, mănânc numai cartofi sau ce faceți? A, păi da, dar păi eu un cartof așa mai pun, dacă este o leac de brânză sau unt sau... Tot mi-ai pun ce, nu numai cartof așa e goală, că așa e n-are nici un gust. Dar ce vă permite pensia să mâncați? Mâncăm noi, cum să spun, și ne-ar permite, ne-a, păi nu-i mai ajunge pensia. Ca și mai vrei eu, da, am așa parcă toate cele, dar da, totuși mai vreau și altceva, da. Dacă nu-mi permite pensia, mănânc și am. Adică faceți economii? Facem economii, pe altfel cum se trăiește. Dar când mâncați mai bine, până la pensie sau acum la pensie? Când erați în putere? Până la pensie. Dar am de când se la pensie și se bolnavă de amă, nu-i. N-am nici așa poftă de mâncare, nici... Posibilitățile? Nici posibilități n-am. Și... îi se face. Doamna Feodora, dar ce mâncați mai des dumneavoastră? Ce mănânc? Cașă, supă... ceai, pâine cu unt, o cățucă de cărnață, o prăjoală mai face de fata pentru mine lor. Le face un borș cu carne cu și mai acolo, dar eu borș nu pot să mănânc. A dumneavoastră țineți dietă, da? Da, ca în dietă. Eu acru nu, dulce nu, sărat nu. Dar mai mult mâncare dietică. Dar ce vă place dumneavoastră mai mult să mâncați? Și vă șeri așa sufletul. Aș mânca și eu și borș, că îmi place mănițișor așa și cu bucățică de carne și aș mânca și una și alta, dacă nu pot să mănânc din cauza cât le am bolile mele. Doamne Feodora, da. De exemplu, uneori aveți așa o poftă, că vreau ceva să mănânc, dar nu am. Și v-ați dorit dumneavoastră, și vă șeri sufletul așa câteodată, și nu aveți posibilitate, că nu vă permite pensie. Ia ca câteodată grăiesc cu dinăniști, că îmi place ăsta peștele, dar e tare scump. Și apoi îmi place brânză de oaie. Și mă ligă și... cu jumeră să întinge și mai aduc murături de cele, patlajele, pietin și am murat. Am o șneag adus un curechi, el curechi iubește și-l toi. O cu oloi mănâncă la dânsul. Ești prăjit cu mamăligă? Da. Îl prăjesc, dar și mare de ăsta, gras, pun așa iasă, îl prăjesc și apoi eu îl pun o leacă de usturoi chisăz așa iasă, pun după ce l-am prăjit așa ea, apoi îl strochez deasupra, pun capacul. O lea calsat. Îl înădușiți puțin. Da. E bun, Doamne ferește. Dar când ultima dată ați mâncat pești? E, mătinca nu este, n-am mâncat. De an. De an am mâncat, mătinca. De an n-am mâncat. Aveți un an de zile de când ați mâncat pești? Da. Pești am mâncat așa, dar cum e acadina în conservă, așa ea, dar nu-i ca așa... proastă, dar chiar și înghețatul ăsta, cum este, este tot nu-i gustos. Dar de ce nu ați mâncat, doamna Feodora, timp de un an pește? De atâta că nu ne ajunge bani. Pensie? Pensie. Nu ne ajunge bani. Zicea că aș mai schimba, că m-a suturat atâta casă, supă,
Așa e, dar zic că aș mai vrea ca niște pești, că așa la ei poate de mâncat și ușor pentru organism și mai vreau așa de să ia, zic, din aduși banane, mai de cele, uneori are, uneori nu ne ajunge. Cât e de greu că ați ajuns acum și vă doriți o bucată de pește, vă doriți altceva și nu aveți posibilitate, nu vă ajunge pensia. Cât e de greu asta? Tare e greu. Foarte greu, dar ce să faci? Cu cine e să mă bat? Nu mă pot sfădui cu nimeni. Și nici nimeni nu ar să-ți aduc când ai să-ți pui pe masă. Doamna Feodora, l-am întrebat și pe soțul dumneavoastră, cum vă întreb și pe dumneavoastră. Vă simțiți o pensionară fericită aici în Republica Moldova sau nu? Nu sunt fericită pentru că n-am toate învoierile care trebuie. Comoditățile. Da, toate comoditățile le mai cu seamă la un bătrân. Dar ce pensie dumneavoastră v-ați dori ca să fiți fericit? Ei, eu aș dori mulți bani. Măcar și 20 de mii, că are loc. Și știu ce să fac cu dânsele. Dar și ninele de. Și care au un secșor de bani în schinare și el se uită la... Așa lumea e săracul, dar și eu furată vă doi. Un secșor de bani și mare treabă făcut. Dar noi nu avem cu inerului, și nimeni nu te salvează și nimeni nu te vede, că așa-l flământ pe așa-l să... Așa-l să... Cum? Sătul? Pe ei sunt flămâni niciodată în orice lucrurile. Soțul dumneavoastră spunea că și-ar dori vreo pensie de vreo 5-6 mii. Dumneavoastră? El vrea mai puțin el. El mai primește mai mare piață. Doamna Feodora, am văzut că dumneavoastră mergeți greu. Spuneați că aveți probleme de sănătate. Ce anume aveți dumneavoastră? Și la mine e tensiune 20 de ani de când o am. Bronșită cronică, alergie la medicamente, greu prinesc tratamentul, operație ne-au făcut la fierenus, când am căzut, coloana vertebrală s-a deranjat 4 discuri. S-a format acolo o hernie. Și când așa ia mai măr cât mai beau tabletele și ele parcole acum. Dacă mă apuc și noaptea și cum mă pui mășcățăra pe pereți așa de tare și am dureri. Dar cu cârja de ce mergeți? Păi eu nu pot dacă nu măr cu cârja. Și cu piciorul știu că aveți o... Apoi piciorul ăsta e rupt, dar dacă nu mă... Și ăsta picior de-am mai tare mă doare și ăsta că mă... Deci mai mult vă sprijiniți în el. Da. Și eu fără cârja nu pot. Pot să cadă jos. Dar câți bani din pensia dumneavoastră îi dați pentru medicamente? Ei, câte? Pomii fa din să ducă, așa, că multe îi mai cumpără. Dar când ultima dată ați fost cu soțul la o consultație la medic? La un control la medic? Dar și soțul, unde să margă el cu mine? Și el păzește casa. Dar dumneavoastră când ultima dată ați fost la un control la medic? Când din am fost noi la aici, la doctorul de familie aici, o lună urmă, când era tot tare rău, tensiune mare, să ridicase și cine o am, ce facem, cine nu.
Nu se regulă așa. Dar când mergeți la medici, plătiți, de exemplu, la Floriești, când vă duci la, la control, plătiți la medic? Ei, nu știu, dar le mai dai. Dacă e, de cum să spun, la mare tenții, la bătrân nu le dau, poți să-i dai și bani, poți. Alții spun că e de aici bătrân, dar și să mă duc acasă, de mă, eu mă vin o leacă, zic că, că nu vin la matale acasă, o leacă ne mai cărchim, zic că dacă, și nu o să mă duc acasă, mă pun pas să aștept, zic să, să mor. Da, în fiecare an primiți ajutor de la primărie pe perioada receanului, sau nu? Da. Primiți. Asta o leacă vă mai salvează. Asta mă mai salvează. N-au încotro, că pe eu i-am mai răscolit la Raisul. Le mai sun, le mai zic, le mai... Că trebuie să știi unde să bați la ușă și să vorghezi dacă vrei să mai scoți dreptate. Doamna Feodora, vreau să vă întreb, de câți ani sunteți cu soțul împreună? Să zic 63-64 de acum. Cum au trecut ăștia 60 ceva de ani? Ei, cum? Au trecut. Nici nu știu când. Au trecut. Repede. Repede. Ce v-a ținut alături de doamna Feodora 64 de ani? A, și ne-a ținut. Ca când și ai șezut tu lângă mine. Dar pe cum? Ei, dar pe el fără mine, dacă... nici un pas nu a făcut. Ne-am întâlnit de flăcăi și una alta. De fete mari. Pe un băiat ca s-a născut doamna Dina. Și copiii de-am tețin rămadă, de-am du-te băieți și lucrează și adă și grămădeți. Dar prin ce v-a plăcut doamna Feodora când era tânără? Prin tățele. Era frumoasă? Și frumoasă, și harnică, gospodină. Deșteaptă? Bun. Da, bun. Este. Nu-s bune nișun. Când ultima dată soțul v-a spus că vă iubește? Ei, spune. Atunci, da, mă, el nu zice nică. Gata, nu mai este iubire. Mântuit, nu și-a fost. Doamna Feodora, domn Mihail, eu vă mulțumesc din tot sufletul că ne-ați primit în casa dumneavoastră și v-ați povestit viața pe care o aveți și cum trăiți dumneavoastră din pensie. În semn de recunoștință din partea Jurnal TV și din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, venim cu un suport financiar pentru dumneavoastră de 5.000 de lei. Mulțumim frumos. Asta e pentru dumneavoastră și eu vă rog din tot sufletul, când o să vă sun data viitoare, să-mi spuneți că ați mâncat pește proaspăt. Poftim pentru dumneavoastră și pentru sos. Și noi vă mulțumim și vă dorim mult sănătate și să aveți bucurie în viață și toate ce spune în gând. Vă mulțumim mult. Sănătate dumneavoastră. De Dumnezeu. Cum e să trăiești doar din pensie, ați auzit și dumneavoastră de la soții Mihail și Feodora Ciugureanu din Raionul Florești. Cu voi a fost Adrian Prodan la O viață din pensie. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, băieți!